Sâmbătă, pompierii romașcani au fost înștiințați despre producerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit lângă Artera Romanes, pe o stradă din cartierul Nicolae Bălcescu din Roman. Pompierii romașcani, alături de pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Roman, au intervenit pe strada Cucutei pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată ce s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Folosirea intenționată a unei surse de aprindere a fost cauza probabilă de producerea acestui incendiu. Anul acesta au fost înregistrate cele mai multe incendii de vegetație uscată din ultimii ani, doar în luna martie fiind incendiate sute de hectare de miriști, în unele cazuri cu posibilitatea propagării la fondul forestier. Printr-o ordonanță de urgență a guvernului, arderea intenționată a vegetației uscate a devenit contravenție, o persoană fizică putând fi sancționată cu amenzi drastice între 7.000 și 15.000 de lei pentru astfel de acțiuni care generează pierderi materiale importante și, în unele cazuri, chiar de vieți omenești.